Mii de moldoveni aflați în țări străine afectate de coronavirus au revenit și încă continuă să revină acasă. Și locuitorii din raionul Nisporeni, care au muncit în străinătate, se întorc acum la Baștină cu curse charter și cu autobuze. Problema este însă că aceștia cu greu își vor găsi locuri de muncă. În acest context crește simțitor numărul șomerilor. Bărbatul din imagine a plecat la muncă în Italia acum 17 ani. După ce pandemia de COVID-19 a lovit întreaga lume, acesta a fost nevoit să revină acasă. Însă, aici e cam complicat de a-și găsi un loc de muncă, spune migrantul, așa că încearcă să găsească alte posibilități, spre exemplu să investească în agricultură, pentru a reuși să-și întrețină familia. Venit am de psihotare. Așa. În timpul de față, aici e tare greu de trăit. De față de Europa, eu sunt venit am stat 2 săptămâni în carantină. Și că ieri am terminat carantina și am venit aici să fac o leacă de cumpărături, că e tare greu. Am avut 3 copii care trebuie să-i întrețin. Dar cu ce aici, nu e posibilitate de muncit aici. Aici n-ai cum. Aici ei se gândesc numai pentru dânșă, altceva nu e nimic. Noi acolo avem tot cele. Fata mea a terminat a terminat medicina și lucrează în Italia acolo cu mine. Și e 2000 de lei ca să primească, asta e o rușine pentru așa ceva. Nu e un salariu. Un salariu, eu s-o cot ca să primească, măcar un salariu de un 600-700 de euro pe lună ca să poți să întreții. Și alți locuitori ai raionului Nisporeni consideră că lucrurile s-au complicat în perioada stării epidemiologice din țară, mai ales că mulți au rămas fără un loc de muncă. Da, ia să fie și la noi ca la în alte țări, la Europa, ori chiar și în Rusia, destul salariile ajungi la om pentru a trăi, a supraviețui. Dar la noi sunt minimale. Dumneavoastră sunteți angajat în câmpul muncii? Nu. Sunt mai mică acasă. Pentru noi, tineri, cuplu, e foarte greu. Unul acasă, unul șotare, nu ved copiii cum cresc. Se deschide la noi niște fabrici, niște ceva de ca să poată lumea lucra. Să poată să întreține familia, să poată să construiască o casă, cât de cât o puțin ajutor. Pentru tineri care poate n-au nici pune pe masă, nici un acoperiș deasupra capului. Din partea la guvernare n-avem de lucru. Unde s-a angajat? De pildă Nisporeni, este undeva să te angajezi. Să descurc care șcuțul, care mai au peste hotară. Cineva poate să descurce mai gând, dar care n-are pe nimeni, mai are ceva caz de vândut și mâine poimim sământul și că nu plouă și asta e treaba. E că care. Mâine poimine să murim de foame. Aici dacă nu-i de lucru, ce să facem? Nu-i. Oamenii își caut să plece de aici. Dar ce să stie? Acum mai ales cu boala asta, cu virusul ăsta COVID-19. Nu știu ce să facem mai departe. Suntem aici, nu știu dacă se mai permite să mai plecăm. Aici de muncă nu ne dau. Unde ne ducem? Dacă este aia care italiană, care încălțăminte, atât, în rest... S-au mai deschis magazine, dar nu toți au loc. Sunt mulți. Criza provocată de noul coronavirus a lăsat la Nisporeni sute de oameni fără serviciu. Cel puțin asta o demonstrează numărul cererilor depuse la Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Toți cei care au rămas fără un venit în această perioadă cer ajutorul de șomaj în valoare de 2775 de lei. Ce se referă, câte cereri au pervenit acum de când a anunțat starea de urgență și conform dispoziției numărul 16, sunt aproape jur de 1000 de cereri depuse. Noi cererile le primim online, la distanță. Cererile, declarația, actele necesare le pot găsi pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, anofm.md. Noi facem, precautăm foarte multe greșelile, sunt cereri, nu sunt completate corect, noi suntem nevoiți să-i sunăm, să le scriem, să prezinte toate actele, ori trebuie numai cerere, nu te mete buletin, nu sunt niște actele care necesare, trebuie să fie toate într-un pachet. Dacă nu sunt, nu putem să-i dăm curs la decizie de acordare ajutorului de șomaj. Facem decizii de acordare, tot Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar calculul și plata direct o face Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Numărul celor care au rămas fără loc de muncă ar putea fi mai mare decât arată datele oficiale, deoarece unii nu au depus cereri la Autoritatea pentru Ocuparea Forței de Muncă.
muncă. Datele statistice arată că numărul șomerilor a crescut considerabil în primul trimestru al acestui an față de aceeași perioadă anului trecut. Astfel, la evidența Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Isporeni se află în prezent 328 de șomeri, cu 124 mai mulți comparativ cu primele trei luni ale anului 2019. Specialiștii spun că cei mai mulți șomeri au între 30 și 49 de ani, urmați de cei din grupa de vârstă, 50-65 de ani, iar 57 de șomeri din raion sunt adolescenți și tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani. La Direcția Ocupării Forței de Muncă Răvanul Isporen sunt înregistrat la moment 328 de șomeri. Dacă îi luăm după vârstă, cei mai mulți șomeri sunt cu vârsta cuprinsă între 30-49 de ani, 163 de șomeri, ceea ce alcătuiește 49% din toți șomerii înregistrați. Apoi persoanele cu vârsta de 50-65 de ani, 108, 32% din totalul de șomeri. Restul sunt persoane tinere, cu vârsta între 16-29 de ani, ce alcătuiește 17%. Comparativ cu anul 2019, șomerii înregistrați sunt mai puțini, 204 persoane. Potrivit datelor Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Isporeni, rata șomajului la bărbați este mai mare, cu 6% față de cea a femeilor. Dacă luăm șomerii după gen, bărbați sunt alcătuiește 53% din toți șomerii înregistrați la Direcția Ocuparii Forței de Muncă din Isporeni. La Isporeni sunt mai mulți șomeri decât locuri de muncă vacante. În acest context, în prezent, piața forței de muncă din raion are nevoie de 257 de angajați. Cel mai mare deficit de cadre este în domeniile industria textilă și confecții, dar și în construcții. Locuri vacante, la moment, la direct, sunt înregistrate 257 de locuri vacante. După cât știți, starea de urgență, multe agenții economice au suspendat activitatea. Și adică și nu primesc la moment, locurile vacante rămân când vor începe activitate. Cele mai căutate locuri de muncă sunt de muncitori calificați, necalificați în diferite ramuri ale economiei, în confecții, construcții, industria prelucrătoare. Dacă luăm persoanele care sunt în căutare, clar că au cel mai bine plătite locuri de muncă. Pandemia de coronavirus a lăsat în jur de 11.000 de moldoveni fără un post de muncă. De la începutul anului, în țara noastră s-au înregistrat 33.000 de șomeri. Doar în aprilie, la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă s-au adresat încă 9.000 de persoane pentru a fi înscrise în lista șomerilor.